Din 1 februarie nu este suficient ca medicii de familie să prescrie un medicament sau altul, ci trebuie să motiveze de ce i-au administrat pacientului un anumit medicament și să scrie în rețetă și denumirea comercială a acestuia. Atunci când prescriem produse biologice, țesuturi umane și așa mai departe, ceea ce nu e cazul medicului de familie. Și a doua situație, atunci când avem o fișă de farmacovigilență și s-a constatat că un anumit produs are reacții adverse serioase cu mare risc asupra pacientului. Și atunci îndrumăm spre un alt produs, spre o altă denumire comercială. De asemenea, medicii de familie au obligația să treacă pe rețete și numărul de telefon de la cabinet și o adresă de e-mail. În cazul în care pacienții solicită, ei trebuie să dea explicații privind prețul medicamentelor prescrise. Cât privește prezentarea unei adeverințe din partea pacienților care au pensii sub 700 de lei și nu realizează venituri din alte surse, Casa de Asigurări împreună cu medicii de familie din Giurgiu s-au întâlnit și au discutat acest aspect. Tot în urma întâlnirii cu reprezentanții și cu conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Giurgiu, s-a luat hotărârea între Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu și medicii de familie ca să fie suficientă decât o declarație pe proprie răspundere din partea pacientului care are pensie sub 700 de RON și care nu realizează venituri suplimentare și acea fișă, pentru a nu se pierde timpul la consultația medicală, să fie doar actualizată lunar. Practic rămâne formularul și decât noua dată a consultului cu semnătura pacientului și cu atașarea copiii după cuponul de pensie sau cu datele cuponului de pensie, asta înseamnă numărul cuponului și cuantumul pensiei. Toate aceste modificări par să nu îngreuneze activitatea medicilor de familie, chiar dacă se pierde ceva timp pentru completarea declarațiilor și rubricilor obligatorii.